Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. A fost o perioadă destul de complicată, un început de an complicat pentru cei din administrație, dar și pentru cei din politică. Să nu uităm, 2024 este un an super electoral, așa cum ne place să spunem. Un mic hop a trecut, mai avem însă câteva, de fapt două runde de alegeri, cele prezidențiale și parlamentare. Vom vedea ce se întâmplă, pentru că deocamdată încă se mai fac, încă mai sunt negocieri, încă nu avem stabiliți 100% toți candidații. Astăzi o să discutăm însă despre ce s-a întâmplat la nivel local în județul Hunedoara și o să facem așa o mică excursie în comuna Criscior, acolo unde lucrurile au fost cumva sigure în ceea ce îl privește pe actualul primar al comunei, care este astăzi alături de mine, domnul Ovidiu Furdui, primarul comunei Criscior și primarul ales al comunei. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Felicitări în primul rând! Mulțumesc! Nu puteam și niciodată nu pot să fii sigur de votul cetățenilor. Cu siguranță că mi-am dorit să fie un vot pentru Partidul Social Democrat, pentru mine, să avem o majoritate în Consiliu, o majoritate care de altfel o și avem. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor cetățenilor, pentru că datorită lor sunt astăzi reale și sunt astăzi în poziția de a continua activitatea începută în urmă cu 20 de ani. Tot așa vreau să le mulțumesc pentru sprijin și celor care nu m-au votat. Asta îmi dă cumva un elan mai mult să realizăm mai multe ca să mulțumim mai multă lume. Vreau să mulțumesc în primul rând personalului din primărie, pentru că, cum spuneam, de multe ori personalul și administrația e mână în mână cu politica. Atâta timp cât nu ai realizări, nu ai proiecte, e greu să obții și votul cetățenilor. De aceea le mulțumesc și personalului din administrația publică locală, cu care am colaborat și cu care vom colabora pe toate proiectele care sunt la nivelul administrației publice locale. Așa că eu sper ca următorul mandat să fie un mandat de succes și să avem cât mai multe realizări până la urmă în beneficiu cetățenilor și a comunității din care fac parte. Spuneam puțin mai devreme că nu a fost neapărat o campanie și o zi a alegerilor cu foarte mari emoții pentru dumneavoastră, dar cu toate acestea nu a fost o campanie ușoară, să spunem, privind lucrurile și din alt unghi, acela al contracandidaților dumneavoastră. Bine, am spus-o tot timpul, noi nu intrăm în polemică. Știți că veneam în emisiune și spuneam, domnule, eu nu am de gând să intru în polemică. Deși ați fost atacat destul de dur. Dar până la urmă știți cum e, o campanie electorală. Eu mă duceam și vorbeam de proiecte, de ce vrem să facem, alții vroiau doar să mă dea jos. Singurul lucru care l-am auzit în campanie, să-l dăm jos pe primar. Acesta era principalul proiect, nu al lor. Da, l-am dat jos, deja ei să și văzuseră câștigători. Eu le-am spus într-o campanie electorală, câștigători ești când îți numeri ultimul vot și vezi dacă mai beneficiezi sau nu de încrederea cetățenilor, nu înainte. Bine, acum ei deja, vedeau câștigători, jigniri la adresa familiei, la adresa prietenilor, la adresa până la urmă tuturor. Eu le-am spus, nu intrăm în polemică, nici consilierii, nici noi n-am venit să jignim, noi vrem să ne facem o campanie și o dezbatere cu fiecare cetățean pe proiectele care le avem. Dacă sunt sau nu sunt mulțumiți, asta vedem în momentul în care se termină alegerile. Eu consider că a fost, cum să zic, o campanie frumoasă din partea noastră, o campanie destul de reușită și, de ce nu, până la urmă, e meritul nostru
a tuturor celor care am fost pe liste și consilieri și așa mai departe, că am știut să facem acest lucru și până la urmă am avut și realizările care să ne poată oferi încrederea cetățenilor. Din acest punct de vedere, primarul în funcție, dacă într-adevăr are realizări, pleacă cu un mare avantaj. Bineînțeles, am spus-o tot timpul și am spus că important e până la urmă campania o începi imediat după alegeri. Adică dacă după alegeri acum asta și n-aș mai face nimic decât în ultimul an, gândiți-vă ce ar spune lumea. Nu, noi ne desfășurăm în continuare activitatea, facem în continuare, curățăm rigole și acum, lucrăm la parc, la liceu se lucrează. Eu sper să înceapă cât mai repede gazul, să semnăm un nou contract, pentru că știți, a trecut de pe POIM, pe fondul de mediu. Am înțeles că la începutul lunii septembrie se va semna ca să putem începe rețeaua de gaz. Eu sper ca cât mai repede să înceapă și introducerea rețelei de apă în satul Zdrapți. Deci sunt o grămadă de lucruri. Cred că veți da petrecere cu acei oameni plus, când vor avea apa sigur, în sfârșit după atâția sigur, ani de lupte. Ba mai mult decât atât, în 12 sunt chemat la București să susțin proiectul pentru un elev că va intra la finanțare. Deci sunt multe proiecte care noi ne zbatem și acum avize. Adică merge. Se va construi în bine, comună, da, în da, centru da, de comună un bloc ANL. Un bloc ANL, da. Este pentru, primul? Da, primul bloc ANL, 20 de apartamente. Deci vă dați seama că aveți noi încercăm. Aveți deja solicitări? Sunt mult mai multe solicitări decât apartamente. Dar încă o dată spun, noi suntem acolo ca să muncim, ca să mulțumim întreaga comunitate, chiar dacă, am spus-o de fiecare dată, nu reușim întru totul, pentru că e greu să mulțumești pe fiecare în parte. Și să nu uităm că unele dintre dorințele oamenilor, poate unele chiar și dintre dorințele dumneavoastră, nu prea pot fi puse în practică. Oricât de mult ne-am dorit noi, nu știu, aeroport la Crișcior, nu e cam imposibil să se întâmple acest lucru. De multe ori vedem niște lucruri și spune cineva, domnule, am văzut la televizor. Și le spun, domnule, la televizor e una, acolo se spun multe lucruri, în realitate e cu totul altceva. Haideți să sunăm pe la ministere să vedeți, este linia aia de finanțare și până la urmă cetățeanul își dă seama suntem că eligibil, pentru că poate spune, o anumită comunitate mai exact, mare nu, poate aplica pentru acel proiect. Bineînțeles, dar încă o dată am spus, noi am aplicat pe tot ce se poate și în continuare, orice proiect, am spus-o, orice proiect apare, dacă noi sau comunitatea din Crișcior e eligibilă pentru a depune acel proiect, cu siguranță îl vom depune. Avem și acum peste 20 de proiecte în lucru, ceea ce înseamnă extrem, extrem de mult. În lucru înseamnă că singurul se lucrează lucru, în teren singur, deja la ele singur, sau doar pe hârtie? Altele, acum se scol la licitație. Acum suntem în licitație, am și finalizat licitația la acea platformă betonată pentru deșeuri din construcții. Urmează să scoatem la licitație școala generală din Crișcior, care va fi o școală foarte modernă, cu pompe de căldură, cu absolut reabilitată în totalitate. Deci sunt multe proiecte care le avem în lucru, care vor continua. Deci vă dați seama că noi muncim și acum, deci se muncește, toată lumea e plecată pentru avize, pentru... Da, un alt lucru de care ați fost nu odată da, condamnat, pentru că, toată că ziua nu stați că în nu stau birou. La primărie. Păi ce să stau la primărie, vă spun și acum, pentru mine până luni trebuie să am toate documentațiile cu toate avizele pentru blocul ANL. Păi să stau în primărie, ce să fac în primărie? Da, stau, ok, dar și acum, în fiecare dimineață eu sunt la primărie, până la ora 9-10 sunt la primărie. Acum dacă plec la București, clar că nu vor mai fi la primărie. Dar nu să vină cineva să-mi spună, domnule, nu am găsit că așa se povestește. Dar nu știu dacă a fost cineva. Eu invit pe toți cetățenii, între 8 și 10, până n-a plecat să mă duc la DEBA, să obținem, să facem, așa mai departe, sunt la primărie. Am fost tot timpul sau după masa. Sau nu cred că dacă mi-a dat cineva un telefon să-i spun, da, domnule, vine mâine dimineață sau a sunat la primărie să nu-mi spună, cum să zic, colega de la secretariat, domnule, te-a căutat cineva, uite, ăsta e numărul, te rog frumos mâine să-l suni sau așa mai departe. Sunați înapoi oamenii? Bine, dacă mi se cere și vrea neapărat să stea cu mine de vorbă sau are o problemă importantă, cu siguranță da. Astea sunt, cum să zic, acele povești de campanie electorală, cum le-am auzit și toate mizerile care le-am auzit, cum spuneau, l-am spus, toate, n-are rost că nu vreau să mai spun acum la câte, cum să zic,
mizeric, pentru că-s mizerii, nu altceva, dar încă o dată am spus, acea campanie s-a încheiat, noi ne vedem în continuare de lucru, n-am venit acum să mă răzbun pe cel care nu m-a votat, noi nu-mi pierd timpul cu așa ceva și lumea știe. Tot asta mi s-a spus, zice, bă, tu ești prea bun, pentru că tu niciodată n-ai ținut cont nici că bă, la nu te-a votat, nici că la te-a votat, tu tot timpul ți-ai văzut de drumul tău, ai mers înainte, ai încercat să faci cât mai multe proiecte, acum, serios, cureți un șanț. Păi ce să fac, să curăț numai în fața la ăla care m-a votat și la ăla la nu. Chiar dacă m-a jignit sau așa mai departe, nu șanțul ăla... Nu sunteți dușmănos din acest punct niciodată. De vedere, să înțelegem. Nu, pentru că eu am spus, nu știu, e mult mai important să nu-ți pierzi timpul cu lucrurile mărunte, cu acele răzbunări, cu acele, nu știu, lucruri care pentru mine chiar nu și-au rost. Așa a fost dintotdeauna sau cei 20 de ani de activitate în administrație v-au schimbat percepția? Așa am fost dintotdeauna și am spus că vreau să rămân același om. Nu să mă schimbe o anumită funcție sau, nu știu, un anumit, să zic așa, o anumită responsabilitate care astăzi este și poate mâine nu mai este, pentru că, încă o dată, noi suntem și am fost aleși pe 4 ani. Eu nu pot să știu ce va fi peste 5, peste 10 ani și de aceea cel mai important e să fii om, să fii omul care candida prima dată, nu omul după 20 de ani. Eu sper să mai am răbdarea necesară ca să, cum spune cineva, ca să le poți îndura pe toate, pentru că, spuneam, munca în administrație e extrem de grea. De multe ori ești moașă comunală. Bine, fiecare cetățean trebuie să-l asculți, trebuie să-i dai un sfat, trebuie să găsești o rezolvare a problemelor care le are. Către alte instituții, cu toate că de multe ori suntem legați de mâini și de picioare. Gândiți-vă, să ceartă doi vecini între ei, păi tu nu poți numai instanța. Eu mă duc, cetățeanul te roagă, hai tu și vorbește, te duci, vorbești, n-ajung la niciun consens. Poate supărați amândoi, dar eu n-am ce să fac, pentru că între proprietăți doar instanța e cea care soluționează acele, să zic, neînțelegeri. Nu eu. De aceea vă spun, administrația e foarte grea. Deși din exterior pare destul pare de ușor. Foarte ușoară. Bine, acum haideți să vă spun. Nu mă scăpare să cauzeam în campanie electorală, mă pun pe scaun, iau un trabuc contra candidații mei, de acolo mă duc, mă pun picior peste picior, nu mă dau comandă, băi, fată, tu adă-mi cafeaua. Cred că ar face un om sănătos la cap, nici cel puțin o afirmație de genul ăsta. Eu n-aș putea să fac, adică să mă pun peste picior că vreau cafeaua. Nu, cafeaua mi-o fac singur dimineața, pentru că eu știu cum beau cafeaua. Eu mă duc, sincer, nu strig pe nimeni, nici adă-mi cafeaua. Colegele mele sau colegii mei sunt aceia care trebuie să muncească în folosul cetățenilor. Nu ca să-mi facă mie să, toate mofturile sau nu știu cum se gândeau alții. Sau să vină să spună, să afirm în un an atâtea zeci de mii de euro fac sau așa mai departe. Păi tu ai venit la primărie ca să... Eu le spuneam, păi eu n-am făcut... În viziunea unora și asta da, nu este neapărat pentru că... greșit, pentru că au fost unele exemple negative. Au fost unele exemple, numai atunci, că le-am spus, vezi că nu toate exemplele sunt reale. Că noi așa credem, că ne umplem, stăm pe o anumită funcție, te umpli de bani, nu ai nicio responsabilitate, nu, e o mare responsabilitate. S-a îmbogățit Ovidiu Furdoi în cei 20 de ani de administrație? Nu m-am îmbogățit absolut deloc, sunt același om care am fost și, da, m-am îmbogățit cu anumite cunoștințe despre administrație, asta pot să spun că m-am îmbogățit, dar ca să vii să spui că la modul banilor sau așa mai departe, nu, și nici nu mă interesează. Important e să fim sănătoși, toată familia, în rest chiar nu mă interesează. Și să nu uitați niciodată de ce sunteți în acea funcție. Bineînțeles, păi asta spuneam, e mult mai important că mă duc cu copilul peste nu știu câți ani pe stradă să spun, uite, sala de sport e făcută de tine, liceul reabilitat în totalitate de tine, primăria nouă făcută de tine, dispensarul făcut de tine, multe lucruri care sunt făcute, apă, canal, gaz, toate au fost făcute pe timpul meu. Cred că e cea mai mare mulțumire. Nu cred că e mai mare mulțumire dacă am eu, să zic, nu știu, 100 de mii de euro în cont și zic, bă, ce v-am făcut sau așa mai departe. Nu, cine gândește? Cine nu gândește, probabil că spune, domnule, lasă-ne cu vrăjala sau așa mai departe. Dar pe mine chiar nu mă interesează lucrurile astea. Important e sănătate, să putem continua și să avem cât mai multe realizări. Și cu siguranță vor fi, pentru că avem foarte multe proiecte și ăștia 4 ani, dacă, încă o dată o repet, dacă vom avea și acei bani necesari de cofinanțare, dar eu zic că președintele Consiliului Județean a văzut acest lucru, să pleacă la toate problemele noastre,
că de aceea am și plecat la, la PSD. Asta vreau să subliniez, acesta a fost și unul dintre motivele pentru fost unul dintre motive și atunci cu siguranță îmi voi putea duce toate proiectele la bun sfârșit. Sunt multe proiecte, parte dintre ele au fost amintite și în emisiunile anterioare. Ce vă propuneți pentru următorul mandat? În primul rând să continuați ce ați început, asta este clar. Astăzi aș vorbi, de multe ori le spuneam, dom'le, eu nu știu ce proiecte vor apărea. E foarte greu astăzi să prevezi tu, dacă mă întreba cineva acum 6 ani și spuneam de gaz sau așa mai departe, poate râdea, mă înțelegeți? Astăzi vedem ce proiecte vor fi, pentru că nu știm astăzi ce proiecte se vor scoate. Cu dar siguranță, știți dacă vor care fi, sunt necesitățile, care sunt nevoile le avem, comunității? Le avem toate, cum să zic, necesitățile. Pentru că știu că la un moment dat ați făcut și un plan destul de îl avem, bun, acel, îl avem, sigur. Noi știm ce vrem să facem. Acum sperăm ca pe viitor toate liniile să ne acopere așteptările noastre, pentru că ai așteptări, dar până la urmă știți cum e, și eu îmi doresc să învelopez toate blocurile. Deocamdată n-am înțeles de ce singura regiune, regiunea de vest, n-au fost incluse și blocurile mediu-rural. În alte zone asta au fost. Să spun că sunt și atunci, foarte multe blocuri și atunci, care au fost învelopate, dar atunci, nu și în mediu-rural, nu, nu, și acum găsim soluții, tot am spus lucrurile astea și s-ar părea că pe viitor Ministerul Dezvoltării să se aplece și asupra nevoilor noastre și să scoate și blocuri în mediul rural. Am discutat chestia asta, nu e o dată care să adică de foarte multe ori am pus această problemă și eu sper că pe viitor să avem și noi acces la finanțări pentru blocuri. Pentru că ar fi blocuri. Un sprijin real pentru acei oameni, pentru că anvelopoarea blocurilor i-ar costa foarte, foarte, foarte mult. Mult. Și mai este o problemă. Noi avem asociații de proprietari. Avem toate condițiile pentru a putea depune. Ba mai mult decât atât, am făcut și acele RLV care m-au costat o grămadă de bani ca să faci acele RLV, costă foarte mult. Acele? Adică măsurătorile la fiecare apartament și tot. Deci sunt o grămadă de deci bani. Deci aveți făcute deja. Păi bineînțeles. Deci eu aștept să se deschidă măsură de finanțare ca să le putem depune. De aceea vă spun că așteptările și de la noi sunt foarte mari. Sperăm ca să găsim soluția pentru a putea depune aceste, nu știu, așteptări ale noastre, că până la urmă sunt așteptări care noi sperăm să se și concretizeze de fiecare dată. Care ar fi alte variante de a putea să aveți o visterie mai bogată a comunității, alta în afară variante, de finanțarea venită timpul, din partea Consiliului variante, Județean și a variante statului? Variante sunt și acum tot am umblat, pentru că sunt doritori să deschid cariera de piatră, dar am întâmpinat o felul de probleme cu terenul. Până la urmă, eu zic că s-a găsit o soluție și eu sper în cel mai scurt timp să se dea, pentru că acolo sunt redevențe care vor veni către primărie. O altă, cum să zic, nu știu, o altă soluție, deschiderea mineritului, dar nimeni nu știe și nu ne spune nimic, ați văzut. E un teren minat acesta, un teren din minat, păcate. Pentru că, nu știu, dacă nu-și asumă nimeni, nu putem vorbi despre minerit. La noi se închide, în alte țări se redeschide. Pentru noi că nu e bun, mă uitam dincolo acum, e bun. Cupru declarat material strategic, adică Uniunea Europeană vine și spune tot, domnule, dați drumul la minerit pentru că producția de cupru pentru Europa e de 10% din ce avem noi nevoie, dar în continuare venim și spunem, domnule, nu deschidem pentru că se poluează. Nu știu dacă ăsta e un adevărat motiv, dar, încă o dată, nu suntem noi, eu am spus-o tot timpul, îmi doresc un minerit, da, atâta timp că se respectă condițiile de mediu. Dar aici nu pot să știu eu exact care sunt condițiile de mediu. Pentru asta sunt specialiști care sunt trebuie să găsească sigur soluții pentru a deci putea să mai diminueze. Ce-mi doresc din, e clar să nu mai plece poluare lumea, pentru că a plecat lumea. Gândiți-vă că ne trezim pe viitor că din 5.000 sau 6.000 de cum să zic, 6.000 de cetățeni ai Comunei Crișor, astăzi mai suntem 3.500 și mă trezesc că la viitorul recesământ vor fi poate 3.000 și nu știu. Nu mai vorbim extrem de important, pentru că dacă n-ai nașteri de noi venim și spunem care locuri de muncă, aici. Locuri de muncă, locuri de muncă ce? Venim și spunem, domnule, nu ne trebuie minerii, vrem turism. Pe ce turism? Pe ce proiecte? Că nu mai sunt proiecte pentru pensiuni de nu știu cât timp. Pe ce? Pe ce să facă cetățeanul? Acel cetățean care n-are un venit stabil, pe ce să facă? Și nu cred că este suficient să existe o pensiune, 20, câte ori fi în acea zonă, dacă nu există și alte plus de asta, noi nu avem teren la dispoziția, teren la dispoziția primăriei, la fel. Eu când am venit primar, n-am găsit un teren la dispoziția primăriei.
Deci dacă chiar un investitor va veni și va vrea să-și facă o hală de producție, primăria nu are. Deși m-am dus cu ei peste tot. Nu cred că mi-a venit un investitor să nu mă duc să arat toate locațiile, da? Până la urmă cam asta e situația. Deci în prezent nu, primăria Criscior nu are terenuri? Nu are terenuri, nu are spații. E destul de complicat. Și dar eu sper încă o dată să dăm și la cariera asta un cum să zic, eu am spus-o. Sunt șanse reale? Da, sunt șanse reale, sigur. Sunt șanse reale, dar eu am spus orice, cum să zic, investiție e de bun augur și contează extrem de mult că ajuți bugetul local. Pentru că mă uitam la alții, cum primeau redevențe pe piatră, pe așa mai departe și eu cu atâta zăcământ și piatră și așa și stăteam și le uitam și... Practic stați cu mâna întinsă către instituțiile da, deci abilitate astăzi, să vă astăzi, sprijine astăzi financiar. Astăzi pot să spun că toate, cum să zic, necesitățile pentru cofinanțări de proiecte stăm cu mâna întinsă, pentru că tu din bugetul local nu ai. Vorbim de 100.000 de euro venituri proprii. 100 și ceva de mii de euro. Ce faci cu 100 și ceva de mii de euro? Ce faceți cu 100 și ceva de mii de euro? Păi numai la gaz trebuie să punem aproximativ 450 de mii de euro. Bun, dați asta seama nu că... totul odată. Că păi e... în funcție de, noi plătim în funcție de 4,5% din tot ce înseamnă, adică dacă depunem tranșă, 4,5% trebuie să-i pui în momentul ăla primăria. De unde? Ne luăm credit. Creditul de în ce îl plătești? Din bugetul local. Bugetul local care e la fel. E un buget de... Aveți credite luate pentru anumite proiecte? Pentru gaz, atât. Pentru gaz. Atât. În rest, nu avem niciun credit luat. Deci, cumva, acest proiect este în siguranță din acest punct de vedere da, al cofinanțării, da, să deci, spunem? Cum să zic, cu gazul nu cred că va fi nicio problemă, acolo se găsesc resurse. În rest, sunt alte proiecte care necesită cofinanțări și acolo e o mare problemă, zic eu. Sunt proiecte puse în pericol de a nu fi finalizate din această cauză? Eu zic că nu. Până acum n-am avut problema de a nu finaliza și dacă nu găsim soluții, adică tot timpul le-am mai întins până am găsit soluții și închidem treptat din ele, cum am închis, acum am închis vreo 7 proiecte, eu sper ca anul ăsta să mai închidem încă vreo 2-3 proiecte, la anul să mai închidem și tot așa închidem, că n-avem încotro, numai că, cum să zic, dacă ai avea banii, le puteam închide foarte repede. Așa de multe ori mai trăgănezi, mai stai 2 ani de zile și asta e, care nu sunt lucruri normale. Da, suntem în România și asta e. E și un sentiment destul de urât acela de a vedea că în 2 săptămâni poate ar putea fi finalizat un proiect, dar așa mai trebuie să aștepți încă 2 ani pentru că nu ai resursele financiare necesare. Cu siguranță, da. Păi, gândiți-vă nu mai departe, că stai, clar că sunt nemulțumiri, dar iară nici nu pot să-mi bag joc de nu știu, de comunitate. Nu? Stau până bagazul că nu pot să-mi fac repar trotoarele sau așa mai departe. Creează un disconfort, dar nici nu pot să mă apuc să fac trotoarele și pe aia să vin să bag rețeaua de gaz. Ar însemna să fiu... Adică să folosiți destul de mulți bani pentru a putea să reabilitați acele De aceea vă spun că multe lucruri nu sunt cum am vrea noi. Măcar sunteți conștient de lucrul acesta, că iată, la Deva avem un exemplu clar al asfaltării electorale a principalului, unuia dintre principalele bulevarde, pentru ca mai apoi, de fapt, iasă la suprafață că cei de la APAPROD anunțaseră deja primăria că urmează să fie făcute lucrări destul de ample aici. Eu tot timpul am spus, prefer să pierd voturi și cred că e mult mai important decât să facem lucrurile numai nu știu, a păcăli sau a găsi o soluție să-mi iau eu niște voturi să fiu primar. Nu, dacă se consideră că nu mai merit să fiu primar, consider că mai de preferat e să pierd alegerile decât să vin cu minciuni în campanie electorală, să spun, uite, să fac acum, eu niciodată. Dar uite că nu le-ați pierdut, deși ați fost sincer cu oamenii. Încă o dată, mă duceam în campanie și de multe ori mă întreba cetățean și zic, și ce vrei să spun, adevărul sau ca să-ți iau votul? Și cetățeanul, nu, adevărul, pe adevărul nu pot face lucrul ăsta. Nu, bine, domn primar, am înțeles. Acum nu știu cât a înțeles sau când nu, dar venea din spate contracandidați. Mâine să face, domnule. Cum să nu, domnule? La un moment dat asfalta un primar dintr-o localitate vecină asfalta lui drumurile. Cum? Nu știu, da? Deci, încă o dată, e campanie electorală. Lumea, în mare parte, a înțeles că nu orice lucru spus e normal, dar... Încă o dată, dacă la unii le face plăcere să spună, să le spună. Eu nu pot să vin să spun,
sau să iau un vot, numai hai că te păcălesc astăzi, dar mâine când vii o să treci pe lângă mine și o să-mi spui, dar pe nu tu ai zis primar, pe am zis, da, nu, era campanie electorală. Problema este că mai dați și ochii cu acești oameni și atunci bineînțeles, trebuie bineînțeles. Să vă gestionați foarte bine, e foarte important acțiune. Să putem realiza până la urmă tot ce ne-am propus. Eu cred că asta e cel mai important. E indiferent, acum că poate acel lucru n-ai reușit să-l faci astăzi, îl faci mâine. Era în campanie electorală, toată lumea spunea, domnule, nu se mai face parcul ăsta din gura Barza, deși el avea termen de finalizare septembrie, ok? Și am spus, domnule, acel pas se lucrează, chiar dacă într-un mod, poate nu care, că nu-ți dorești, adică tu îți dorești tot timpul să fie foarte repede făcut. Dar acel lucru nu se întâmplă așa repede. Dar acum deja se vede, cum să zic, e gata, poate e finalizat 90%, sau? Deja așa și pus gazonul. Într-o săptămână, deci, când deja crește gazonul finalizat. Și tot, sigur, sigur. Deci eu sper în 2 săptămâni, cel mult în 2 săptămâni e finalizat și acel parc și se vor bucura toată lumea de acel parc frumos. Da, știți cum e. Cât ai fost și câte poze și câte băsta, domnule, că uite, când s-au băgat alea, a rămas acolo, că pământul, că așa mai departe, dar acum toată lumea e mulțumită. Dar știți cum e, când încep să faci ceva, creezi nemulțumiri. Exact același lucru se va întâmpla și cu rețeaua de gaz. Când o să începem să spargem... Unul dintre cele mai mari proiecte, cred că... Sigur, 7 milioane aproape de euro. Când încep să spargi, toată lumea va fi extrem de nemulțumită. Primarea e spart, știi, deranjezi. Dar după 2 ani, când ai gazul în casă, când ai, o să zici, bă, totuși, bă... Și trotuarele, nu? Și trotuarele refăcute, bineînțeles, bineînțeles. Aveți în plan și bineînțeles refacerea acestor trotuare. Tot ce se va strica se va repara, dar nu putem acum să facem acest lucru până nu introducem rețeaua. Dar după, cu siguranță, că Crișciorul va arăta altfel și va avea o altă față. Chiar dacă și eu sunt nemulțumit, avem acele blocuri cu care suntem în instanță, o să terminăm și acolo. Acum e și, parcă nu știu, e contrastul ăla, vom avea un ANL lângă, care va fi un bloc nou, și ruinele astea. Dar cu siguranță cele ruine pe viitor se vor sparge. Nu va fi altă soluție. Acele ruine care nu sunt. Suntem în instanță, le luăm, primăriei. Le dărâmăm, sigur că nu mai. Deci blocurile acelea nu vor mai primi niciodată un aviz ca să le poți face. Pentru că nici acoperiș nu mai au, toate, cum să zic. Structura de rezistență structura probabil de, că nu mai permite. Deci eu am vrut primul bloc care l-am dărâmat. Am cerut și am făcut expertiză ca să văd dacă nu-l pot să fac ANL din construcția existentă. Și n-a vrut absolut nimeni să îmi dea acel aviz. A spus, nu se poate, acel bloc trebuie dărâmat și refăcut. Aceeași soartă vor avea și celelalte, dacă instanța... Cu siguranță, da, și cu siguranță că instanța nu poate. Păi oamenii acei trebuie să ne plătească. N-au plătit impozite, n-au plătit nimic, n-au vrut să facă absolut nimic. Au venit și au spus că primăria îi devină că să le bag eu apa și tot. Că, adică cum? Proprietate personală, blocurile, tu iei chirie și să-ți bag eu ție apă și absolut tot. Păi cum? Păi tu n-ai canalizare. Păi racordează-te. Păi cetățeanul simplu care are o casă, merge primăria să-l racordeze sau mă racordez eu? Nu, deci e ceva strigător. Oamenii aceia nu înțeleg absolut nimic. Ce anume au fost folosite? Că ele au o vechime considerabilă. Deci au fost blocurile angajaților care lucrau în mină la vremea respectivă. Erau cămine de nefamiliști. Deci acolo oricum trebuia schimbat pentru că era doar câte o singură cameră. Așa erau la vremea era respectiv, băi comune, adică era în capătul scării câte o baie. Deci au fost alte, nu, pentru cei care lucrau atunci la mine. Și sunt semnale anul acesta, poate veți primi totuși, de fapt, de instanța va lua totuși o decizie? Deci, acum, sau... Eu nu pot să comentez sau să știu când, dar și eu sper să aceste lucruri să se întâmple cât mai repede ca să le putem până la urmă, că dărâma altceva nu se poate face, sau dacă vine cineva și își asumă o firmă care vrea să ia unul să-l reabiliteze, nu aș avea nici cea mai mică problemă. Ce vedeți în locul acestor blocuri, dacă, să presupunem, vor fi dărâmate? Multe lucruri văd. Aș vedea, nu știu, poate va veni un supermarket. Vrem noi să construim, vreau să fac tot acolo în zonă și un teren de fotbal pentru copii. Pentru că copiii nu vreau să se joace cu mingea în parc, aș vrea să aibă totuși, dacă vor să dea... Dar aveți o sală... Am sală de sport, am și teren de fotbal la Crișciori, dar
haideți să vă spun, lumea de astăzi e cu totul schimbată față de când eram noi copii. Astăzi părintele trebuie să-și ducă copilul maxim 200 de metri să aibă acces la absolut orice, că dacă nu e o problemă. Deci, dacă nu e o problemă, dacă n-are la 100 de metri de casă un teren sintetic sau așa mai departe, e o mare problemă. Păi e o mare problemă și dacă deci l-are și nu folosește. Deci eu mergeam la școală de fiecare dată pe jos. Culmea, am fost în Norvegia acum un an de zile. Și mi s-au spus așa, domnule, noi nu avem voie să băgăm microbuze dacă distanța e mai mică de 3 km. Adică e recomandat ca copilul să vină... Să ne imaginăm ce ar fi la noi așa deci, ceva. Am spus, domnule, e obligatoriu și care vine și aduce părintele cu mașina, îi cer pe părinte și îi spun la copil, îi așteaptă directorul și le spunea, domnule, mersul e sănătate, nu mai veni cu mașina. Spune-i la tati să meargă la servicii, tu vină pe jos frumos, că e vorba de 3 km și așa mai departe. La noi, dacă la 50 de metri trebuie să mai oprească microbuzul, să mai facă o stație și la 50 de metri, că cum să meargă copilul meu mai mult de 100 de metri pe jos? Asta n-am înțeles noi. Și atunci o să găsim soluții. Că... La noi lipsește și propriul exemplu, pentru că dacă acel director de școală, dacă acel profesor, dacă ce-o fi el, ar merge ajuns și el astăzi, pe jos 2 km, ar merge și ceilalți. Noi avem, eu eram copil, aveam niște terenuri cu piatră, acum e sintetic, dar nu putem să mergem organizat cumva. Fiecare copil zice, asta vreau eu să las copilul să se joace, dar al meu. Când pot să-l duc la fotbal, dar nu vreau să-l duc la fotbal. Nici fotbal nu vreau să-l duc, dar vreau să se joace cu mingea exact acolo în parc ca să strice. Și pe aia vine la mine și mă ceartă că, domnul, de ce nu... Auzi, ne-a spus viceprimarul că copilul meu n-are voie să se joace în parc. Păi n-are, mă, păi că acum am pus gazonul, mă. Păi nu are. Că uite-te, dacă se duce, dă cu mingea și se duce și strică tot. Dar nu înțelegem. Dar o să pun camere și acum am dat drumul la camerele de supraveghere video și o să dau amenzi, le spun fără nicio supărare. Domnule, te-am prins pe gazon, te-am prins undeva, am prins că ai aruncat. Amen. Dar aveți acolo nu se poate. Nu se poate pancarte unde este specificat acest lucru că nu au voie acum? Da, domnule, o să prima oară trebuie să știe nu, deci, că noi nu am împrejmuit prima dată, dar au trecut și așa. Acum o să punem, domnule, pe spațiu nu se joacă. După aceea o să văd și o să dăm amenzi, pentru că o să pun pe fiecare plăcuță, pentru că nu ai altă soluție. Domnule, este parc. Au venit și au spus, domnule, în campanie electorală, copiii trebuie să meargă 5 km până la Braca să se joace în parc. Este parc la Crișciol, 800 de metri. E plăcut, te duci în plimbare cu copilul până acolo și puteai juca. Dar totul e numai, nu știu, ne-am obișnuit așa ca să, nu știu, în loc să facem mișcare, să facem sport, să facem toate lucrurile astea, să stăm și dacă se poate la 100 de metri trebuie să am absolut totul. Cam asta e. Da, încă o dată. De aceea Norvegia e unde e, România e unde e și toate astea. Nu eu trebuie să fac 10 drumuri cu microbuzul școlar ca să duc pe fiecare. Ăia au spus mai puțin de 3 km nu există. Da, o altă mentalitate care este de câțiva ani buni. Am fost și eu surprins de chestiile astea. S-au făcut schimbările astea peste noapte. Da. Dar cu mai multă disciplină probabil și reguli respectate. Că altfel te cam, ți se cam golește buzunarul dacă nu respecti anumite reguli, lucrurile se pot schimba. Ceea ce la noi deocamdată, parcă unii nu prea au curajul de a sancționa anumite greșeli conform legii, bineînțeles. O să le sancționăm pentru că altfel cred că nu ne vom putea civiliza. Vă spun sincer, nu cred că, adică, domnule, nu pot să faci, am făcut o filigorie frumoasă pentru căsătorii, au venit... Domnule, cu cuțitul, cu tot să taie lemnul ăla. Domnule, m-am uitat și am zis, incredibil, domnule. Păi chiar copiii ăștia, nu știu, bun, înțeleg, nesupravegheați, dar părinții așa învață, domnule, rupeți tot, spargeți tot, stricați tot și mai ales acei revoltați, copii și arată adevărată educație atunci când sunt singuri. Că mi-a spus cineva să nu dau cu mingea sau să fac. M-a certat. Adică mi-a spus, domnule, nu-i frumos ce faci. Nu e bine, domnule, nu se poate așa ceva. Adică să nu mă cerți. Zic, nu vă mai ceartă nimeni, veți primi amendă. Deci o să vă văd pe cameră, o să stau dimineața, văd fiecare ce a făcut, mâine amendă și tot așa, până ne civilizăm, până încercăm să nu mai aruncăm, până nu mai facem absolut nimic ce, cum să zic, ar distruge până la urmă
comunității. Bunul tuturor. Pentru că, pentru că nu putem. Așa investim astăzi. Astăzi investim bani în ceva, mâine spargem. Ca așa am eu chef, domnule. Știți cum e. Mai vine cineva și spune, știi cum sunt copii. Domnule, nu mă interesează. Copilul ăla trăie civilizat. Pentru că cum suntem de mici, așa vom proceda și după aceea. Pe noi, domnule, când ne trăgea de... Acum o să spună unii alții că fiecare dintre noi poate a mai spart un geam cu mingea, poate a mai făcut unele năzbâtii, să le spunem. Eu când îl spărgeam geamul ăla, se ducea părintele și îl punea. Numai că ce aveam eu acasă vreo săptămână, numai eu știu. Așa că astăzi îi felicităm. De multe ori când face câte o prostie, mă duc să-l felicit, să zic nu-i nimic. Ba e, e foarte important să încercăm să nu distrugem, să fim și noi până la urmă, toți ne dorim o Românie frumoasă, o Românie modernă, dar noi ce facem ca să o avem? Avem doar așteptări și mai puțin să punem în practică niște reguli de bun simț până la urmă, pentru că nu trebuie să facem cine știe ce artificii, ci trebuie să avem și să știți că lucrurile astea nu sunt numai la noi. Deci am rămas uimit. Am fost la câteva meciuri în Germania, că tot a fost campionatul european. Și m-a uimit. Știam o Germanie care fusesem de multe ori, o Germanie curată și așa mai departe. Astăzi era iarba, vreau să vă spun că mai mare ca masa asta, nu vedeam indicatoarele de iarbă, toate parcurile negosite, tot, pentru că nimeni nu mai face nimic. V-ați simțit ca România, nu? V-ați simțit ca acasă. Le-am și filmat să le arat. Uitați-vă cum e în Germania. Adică aici e stadionul unde se ținea meciul și în jurul lui totul necosit, era iarba, trebuia să trec prin iarbă până aici. Și multă ambrozie la noi imediat, domnule, ce faceți? Amenzi. Acolo absolut nimic. Era ambrozia, chiar m-am uitat și râdeam și ziceam, domnule, nu știu, că tot timpul dădeam un exemplu. Vrem o țară ca afară. Zic, nu știu dacă mai vrem. Trebuie să alegem foarte bine pentru acea țară pe care ne-o dorim. Până acum, știți cum e, și neamțul era foarte riguros, dădea amenzi, exact, cine nu știu. Pentru că așa s-au civilizat fața, și da? Ei cu amenzi de o bună perioadă, de o bună perioadă, nu știu. Nu știu ce ne dorim până la urmă. Care credeți sau credeți că acest mandat pe care îl veți continua din toamnă va fi cel mai dificil din cei 20 de ani? Da, va fi cel mai dificil pentru că vor fi cele mai multe proiecte. Niciodată n-am avut atâtea proiecte. Deci a fost o muncă până acum extrem de mare, o muncă care ne-a solicitat extrem de mult pentru ca să câștigi toate aceste finanțări și acum e partea cealaltă, când se execută aceste lucrări. Deci va fi, zic eu, unul dintre cele mai grele mandate. Cele mai solicitante. Dar asta e și cu cele mai mari realizări. Pentru că niciodată n-am avut 26 de milioane de euro proiecte. Niciodată. Deci dacă aveai 3 milioane jumate, erai cel mai fericit. Acum... Da, unii vor spune că ar trebui să stați liniștit. Aveți aceste proiecte deja, unele sunt în execuție, altele. Bun, acum eu tot timpul am spus, tot timpul tu trebuie să gândești liniștit deja ce se întâmplă peste 4 ani. Deci acum cel puțin noi trebuie să ne gândim ce proiecte depunem pentru ceilalți 4 ani care vor urma. Pentru că dacă nu mai depunem și stopăm totul acum, lucrez 4 ani, după aceea. Deci tot timpul viziune. De ce spuneam că în administrație mai trebuie să ai și viziune? Pentru că tu de acum trebuie să te gândești ce vei face sau ce proiecte vei avea peste 4 ani. Acum vedem și, cum să zic, ce finanțări vor fi, ce vor apărea, vedem următoarele ghiduri dacă ne încadrăm, dar cu siguranță că soluții vom găsi. Încă o dată am spus-o. Noi, fără proiectele europene, nu am exista. Deci o comunitate ca și Crișciorul, fără proiecte, nu ar exista. Deci gândiți-vă că noi cu veniturile noastre tu nu poți să faci absolut nimic. Nimic. Plătești nimic. Salariile, și utilități și atât. Cam aici se oprește totul. Și atât. Da. Deci acest mandat spuneați că va fi cel mai dificil. Nici măcar primul nu a fost complicat. A fost cu datorii. Ok, primul, dar dificil ca și acest mandat nu cred că a fost niciun. Iată, tot în jurul banilor. Norocul curte... nostru care e acum că toți avem experiență. Adică am un personal deja cu experiența proiectelor. Păstrați oamenii pe care aveți cu în siguranță, primărie. Da, cu siguranță, da. Că de obicei eu consider că am o echipă extrem de bună și cu siguranță că până la urmă e și rodul Măriți muncilor. Aș vrea să măresc echipa, aș avea nevoie cel puțin încă de doi oameni foarte buni, pentru că e foarte greu să gestionez numai cu un om pe proiecte, un om pe achiziții, un om... Nu,
noi am avea dreptul... Există șanse reale să... Noi am avea dreptul la câte proiecte avem, la 9 persoane. Și lucrează una. Deci, adică încă 9 în plus. Dar la fel vin și spun. Bani de finanțare, adică cu ce plătesc salariile dacă eu nu-mi permit abia acum să le plătesc, am mai rămas restante, de multe ori le dau salariile, le-am dat în salariile de pe decembrie, în ianuarie. E bine că înțeleg oamenii și... Acum chiar au înțeles și încă o dată o spuneam. Că nu e confortabil după atât de multă muncă să știi că mai trece o lună până când îți iei salariul, da, din păcate așa e, dar încă o dată de multe ori nu depind numai de noi aceste lucruri și ne-am gândit de fiecare dată că sunt mai importante proiectele, ne-am lăsat pe noi puțin așa mai la urmă, la urmă, să spunem, da. Din acest punct de da, vedere. Dar încă o dată, a înțeles toată lumea și asta e un lucru extrem de important. Pentru ca viziunea pe care o aveți, proiectele pe care le aveți în minte și pentru următorii ani, aveți nevoie și de aprobarea în Consiliul Local, aveți nevoie de majoritate, lucru care s-a și întâmplat. Cât de colorat este Consiliul Local la Prișcior? 3 partide, deci sunt 8 consilieri PSD, 2 consilieri AUR și 3 consilieri PNL. Deci avem majoritate. Eu sper și cred că tot timpul am colaborat cu oricine. Sper să colaborez indiferent că e PNL, indiferent că e AUR. Atâta timp cât e un proiect în, cum să zic, în favoarea comunității, eu sper că, bun, s-a nimerit de multe ori să mai voteze și împotrivă, știți? Dar, până la urmă... Păi să nu uităm, acum veniți din PNL, probabil că veți fi atacat de către foștii colegi. Eu sper că colegi, nu o să am proiecte decât în folosul comunității. N-am de ce să fiu atacat. Dacă mă atacă, foarte bine. O să vadă și cetățenii la ce s-o pun ceilalți. Pentru că nu e greu. Astăzi toate ședințele vor fi, cum să zic, poți punem pe internet, văd cetățenii ce se întâmplă și... Le transmiteți? Nu, de obicei, care e interesat, ușa e deschisă, se poate vedea. Dar nu cred să fie nici cea mai mică problemă. Deci, din acest punct de vedere, stați liniștit. Foarte liniștit. Ne întoarcem iarăși la cofinanțări. Acolo este cea mai mare durere, să spunem, acolo, pe care da. O aveți. Aceea de a poate nu veți putea să acoperiți toate aceste sume. Că în procente, un 2%, un 3%, nu pare o sumă atât de mare. Dar când se transformă în euro, în lei, când vorbim acolo... de 4% și când vorbim de 7 milioane de euro, gândiți-vă ce sume sunt. De-aia vă spun, totul pare ușor. În momentul în care ești la acea masă și știi că gestionezi asemenea sume, când știi că ai nevoie de asemenea sume, deja nu mai este ușor. Deja încep negocieri, deja încep de multe ori. Mă duc presiuni pe la ministere, pe așa, hai domnule ajutați-mă că altfel nu pot să duc la bun sfârșit acest proiect. Dar încă o dată, eu cred că voi avea și voi fi înțeles și de către cei de la Consiliul Județean și de cei de la, din Guvernul României și voi putea duce toate aceste proiecte la bun sfârșit. Mai avem 2 minute din această emisiune și nu vă las să plecați înainte de a face așa o scurtă radiografie asupra alegerilor prezidențiale și cele parlamentare. Iată, bat la ușă, unii deja au început așa timid campania electorală. Cum vedeți dumneavoastră următorii pași în ceea ce privește și județul Hunedoara, bineînțeles, eu și sper la nivel să câștigăm, național. Am câștigat Consiliul Județean, cu siguranță vom câștiga și alegerile la nivel județean și la național. Acum procentul și scorul depinde foarte mult și de noi, de absolut toți liderii, cât ne implicăm asta în această campanie. La parlamentare, pentru că la prezidențiale, deocamdată PSD încă nu știe s-a stabilit, sigur. De partea cui, dacă dar va avea încă o dată, un scorul până la urmă candidat. E rodul muncii pe și implicării liderilor politici. Eu sper să câștigăm fără probleme aceste alegeri, cel puțin eu voi face tot posibilul ca să le câștigăm. În rest, le urez succes. Nu știu cine va fi candidat la președinția României, dar în cel mai scurt timp, cu siguranță, se va decide și acest lucru. Da, pentru că sunt lăsate destul de multe scenarii important, în ceea ce e foarte important ca liderul politic să tragă și partidul, cum la fel și noi, liderii locali, tragem partidul după noi. De aceea așteptăm acum să vedem și eu sper, cum să zic,
să fie o decizie care să asigure succesul Partidului Social Democrat. Vedeți că și acest tras al partidului are două direcții. Unii au demonstrat că au tras partidul în jos, alții au reușit să mai urce câteva trepte în această lume încă o dată, politică. Eu tot timpul am spus că, și o repet, partidul, adică politicul cu administrația, e strâns legat. Atâta timp cât ai realizări, ai și scor. Nu ai. E foarte greu să ai un scor foarte mare la alegeri. Nu e chiar ca în fotbal, nu? Sau e ca în fotbal și aici? Păi, nu e. De fiecare dată, cum să zic, sunt calcule și calcule, dar până la urmă contează foarte mult rezultatele. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc în continuare cu toate proiectele pe care le aveți acum în derulare, dar și celelalte pe care le aveți deocamdată în minte sau unele dintre ele pe foaie și vi le doriți să fie puse în practică. Vă mai așteptăm aici la noi. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!